La internat, 20 de ani, sunt psihopedagog special în orașul Arhei, în instituția care se numește Instituția pentru Copii cu Dizabilitatea Mentală Severă, Băieț. Am fost ca educator, am fost pensionar, am lucrat numai un an după pensie și după insistența activă ministerului eram concediată, da? Sau da, concediată de la lucru, da. Contractul nu era prelungit. Totuși nu înțeleg de ce Șaica, care era împreună cu Lida Popa, pensionarii au rămas. A, tot pensionari, tot de vârstă pensionari. Pensionari, da, de vârsta mea au rămas, dar eu am rămas fără serviciu. Întrebarea este destul de dureroasă, da? Nu înțeleg. Totuși nu înțeleg. Eu cred că lumea care au rămas pensionari și care erau alături, care au păstrat Șaica și au susținut pe Lidia Popa la fiecare pas care era eliberată după legea în vigoare. Legea în vigoare, totuși au rămas la lucru. Dureros, dureros. Dar care oare motivul? Apartenență politică sau că n-ați fost cu minte și ați criticat ce se întâmplă acolo? N-am fost cu minte, am vorbit mult despre problemele case internet și sunt bucuroasă de voința mea de aceea că deci copiii... Deci nu regretați că... Da, nu. Viața copiii era schimbată, erau hrăniți, erau schimbate totuși atârnarea față de copii de la casă internat. Eu am deschis ușile. Și ați făcut lumină, da? Internat, da, da. Ați da. Filmat, mi-amintesc da, acolo, da. Copiii, da, măi, erau mai activi în viața socială și totuși eu mult am luptat pentru alimentație decentă. Și cred că totuși despre ce am vorbit, totuși un scopul era atins. Și sunt bucuroasă de lucrurile care sunt mândră de faptele care am făcut eu. Da, am rămas cu o pensie 1630, dar totuși am lucrat 35 de ani în sisteme, 20 de ani în psihiatrie, destul de gravă, și așa, prima mea pensie era 950 de lei. Era situația destul de tristă, când am venit acasă și am spus cât am primit. Era admirare pentru toți, că n-am primit categorie, că am lucrat cu copii cu dizabilitatea, n-am primit pentru condiții nefavorabile și era o lege care primită de doamna Bulică, cu 30% se mărește salariul, tot depinde de administrația. Administrația era de la partidul PD, eu niciodată n-am primit, am primit întotdeauna zero, măcar și lucram sub sub supravegherea destul de gravă administrației și toți lucrătorii care era în jur. Eu totuși cred că era un lucrător destul de bun.